Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubit popor al Domnului, vă invit să redeschideți Evanghelia în această seară, la 2 Petru, capitolul 3, de unde vom citi versetele 11 și 12. 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 și 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Amin. Vă invit pe toți să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului, să vă bucurați de momentele acestea pe care le petrecem împreună aici. Vrem din toată inima nimeni să nu fie obosit, să fie înviorat în Duhul și să aibă o predispoziție profundă înspre ascultarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Ne rugăm Domnului niciunul dintre dumneavoastră să nu piardă momentele acestea sfinte de părtășie cu Domnul, momentele acestea sfinte de cercetare a Duhului lui Dumnezeu. În această seară, prin mila Domnului, am ajuns la lecția numărul 9 a ciclului de predici intitulat Întrebările Bibliei sau Întrebările lui Dumnezeu. Întrebarea din această seară, probabil că o anticipați, probabil că ați surprins-o în textul citit, este următoarea. Ce fel de oameni ar trebui să fim? Ce fel de oameni ar trebui să fim? Scriind cea de-a doua sa scrisoare, în contextul în care vorbește despre revenirea iminentă a Domnului Iisus Hristos pentru răpirea bisericii, Petru lansează o întrebare care verifică calitatea vieții celor care au pretenția că Domnul se întoarce pentru ei. Și pentru această categorie de oameni care îl așteaptă pe Domnul, Petru, în contextul încurajării lor că Domnul vine, pe oamenii aceștia îi întreabă: ce fel de oameni trebuie să fiți? Pentru ca Domnul, când se întoarce, să împlinească cu voi promisiunea că o să vă ia la cer. Încercând să răspundă aceste întrebări, filozofia a scris cât de deștept trebuie să fie un om. Medicina, cât de sănătos trebuie să fie un om. Sociologia, cât de bun cetățean trebuie să fie un om. Școala, cât de educat trebuie să fie un om. Judecătorii, cât de drept trebuie să fie un om. Ateii, cât de uman trebuie să fie un om. Banchierii, cât de bogat trebuie să fie un om. Însă și Dumnezeu a scris răspunsul la această întrebare. Răspunsul lui Dumnezeu este diferit de al celorlalți. La întrebarea ce fel de oameni trebuie să fim, răspunsul lui Dumnezeu este următorul. Trebuie să fiți sfinți, deoarece eu care mă întorc după voi și pentru voi sunt sfânt. Întrebarea aceasta, ce fel de oameni trebuie să fiți, are în vedere calitatea spiritual-morală a vieții oamenilor care îl așteaptă pe Domnul. Și întotdeauna oamenii care îl așteaptă pe Domnul vor fi selectați la revenirea Domnului după criterii spirituale și morale. Pentru a înțelege mai bine solemnitatea acestui adevăr, vom folosi un exemplu din istoria evreilor. Când
fiind sclavi în Egipt, Dumnezeu îi eliberează și îi duce într-o țară numită Canaan, unde vrea să-i așeze, să fie fericiți și binecuvântați. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu cu ei. Criteriile de selecție pentru ca să intre în țara aceea, după cum noi vrem să intrăm în cer, sunt aceleași: spiritualitatea și moralitatea. Generația aceea de evrei au fost scoși din robie, au călătorit despărțindu-se de țara robiei spre țara făgăduinței și când au intrat în țara făgăduinței, criteriile de selecție pentru a intra au fost spiritualitatea și moralitatea. Asemenea lor, și noi am fost scoși dintr-o țară spirituală a păcatului, călătorim în viața aceasta urmându-L pe Domnul prin pocăință spre cer, dar atunci când va trebui să intrăm, pentru că acum toți credem că vom intra, criteriile de selecție vor fi aceleași ca acum 3000 de ani: spiritualitatea și moralitatea. Succesul planului pe care Dumnezeu l-a avut cu evreii să-i ducă într-o altă țară nu depindea de abilitățile lor, nici de proprietățile lor, nici de pozițiile lor, ci doar de spiritualitatea și moralitatea lor. În egală măsură, succesul lui Dumnezeu cu biserica și cu indivizii care o compun, succesul lui Dumnezeu ca să o ducă oamenii aceștia în cer, nu depinde deloc de abilitățile oamenilor acestora, nici de proprietățile lor, nici de pozițiile lor, ci doar de spiritualitatea și moralitatea lor. În primul rând, în această seară, încercând să răspundem la întrebarea ce fel de oameni ar trebui să fim, luând exemplu sclavii evrei care au fost scoși din Egipt și duși în Canaan, aș vrea să punem o altă întrebare care ne ajută să răspundem la întrebarea care este titlul predicii și subiectul predicii. Și această primă întrebare este următoarea: ce fel de oameni au fost ei în Egipt, timp în care au fost sclavi? Nu ce fel de oameni ar trebui să fie în prezent, ci ce fel de oameni au fost în trecut. Din punct de vedere social, au fost sclavi. Sclavi în cea mai mare putere din vremea aceea, în Egipt. Din punct de vedere național, au fost dezorganizați și mixați cu alte naționalități, fiind în Egipt. Au stat acolo 430 de ani. În timpul acesta, toate particularitățile lor ca și națiune s-au diminuat foarte mult, amestecându-se cu altele care nu erau ale lor. Din punct de vedere intelectual, cei mai mulți dintre ei erau analfabeți, deoarece conducerea statului nu avea interes să-i educe. Îi ținea în mediocritate, în analfabetism, îi punea să muncească de noaptea până noaptea. Aduceți-vă aminte de Exod 5, împăratul afirmă: dați-le mult de lucru ca să nu aibă timp pentru ei, timp să se educe, timp să vorbească și să strângă rândurile, timp să întărească identitatea națională, timp să-și facă un plan să scape din robie. Țineți-i certați unii cu alții, împrăștiați, separați și puneți-i să muncească până își pierd mințile. Din punct de vedere familial, nu aveau voie să facă copii de gen masculin, nu aveau voie să nască băieți. Dacă erau băieți, dacă era băiat copilul pe care îl năștea o evreică, trebuia omorât. Ce viitor are o națiune fără bărbați, fără tați, fără soți, fără militari, fără lideri care să conducă națiunea? Egiptenii au știut ce fac.
Din punct de vedere uman, erau stresați și nefericiți, niște oameni neîmpliniți. Obiecte umane care munceau spre folosul superputerii vremii, Egiptul. Din punct de vedere personal, erau niște oameni nemulțumiți, niște oameni neîmpliniți. Datorită sărăciei și circumstanțelor prin care treceau, au devenit foarte lacomi, foarte răzvrătiți. Ei nu știau decât de bici. Cu ei nu se mai putea vorbi. Cu ei dialogul era o metodă care nu mai avea succes. Dacă cei care erau lideri peste ei doreau să îi oblige să facă ceva, făceau asta cu biciul, ca pe niște animale. Ei, de-a lungul la o perioadă de sute de ani, poporul acesta s-a îndobitocit. Poporul acesta nu s-a mai pregătit, nu s-a mai educat. Nu știau decât de bici, de bătaie, de țipete, de râgnete. Poporul acesta a fost dezorganizat, a fost împins la periferia umanității în ceea ce privește educația, demnitatea umană. Un popor de sclavi, needucat. Un popor de sclav care nu mai avea religie, nu mai avea Dumnezeu. Un popor de sclav care nu mai aveau părinți, nu mai aveau familie. Un popor de sclav care nu mai aveau templu, nu mai aveau cort, nu mai aveau nimic. Erau doar niște obiecte consacrate muncii. Oamenii aceștia nu mai aveau demnitate umană. Nu se mai simțeau o națiune. Nu mai aveau poftă să trăiască. De aceea urau oamenii, urau autoritatea. Evreii nu suportau autoritatea. Când auzeau cuvântul autoritate sau lider, auzeau un pocne de bici. Simțeau pe spatele lor o lovitură. Pentru că pentru ei autoritate însemna bătaie. Lider însemna țipete, poruncă. De aceea nu suportau liderii, nu suportau autoritatea. Erau niște oameni răzvrătiți, nemulțumiți în adâncul inimii lor. Din punct de vedere spiritual, nu-L cunoșteau pe Domnul. Când Moise a venit la ei să le spună că Dumnezeu l-a trimis ca să-i elibereze, ei au spus: noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cine este? Cum îl cheamă? Ce vrea de la noi? Era o generație care nu fusese educată în spiritul cunoașterii voiei lui Dumnezeu, datorită circumstanțelor de robie, de prizonierat, de sclavie în care erau implicați. Acesta a fost poporul pe care l-a luat Dumnezeu. Poporul acesta în aceste condiții nu se califica să devină poporul lui Dumnezeu. Erau niște sclavi mediocri, analfabeți, dezorganizați, nefericiți, răzvrătiți și nemulțumiți, săraci. Dumnezeu se implică și vrea să schimbe poporul acesta. Și în al doilea rând, în această seară, în predica mea, vreau să privim la ce a făcut Dumnezeu ca să schimbe această generație de evrei, care aveau niște condiții de absolută inferioritate, ce nu se califica pentru a fi poporul Domnului. Dumnezeu acum investește în ei și îi implică într-un proces de schimbare, de transformare. Și uitați ce metode folosește Dumnezeu ca să-i schimbe, să-i educe, să-i organizeze, să-i transforme, pentru ca să-i ridice de unde erau la înălțimea care e compatibilă cu înălțimea unui popor care e a lui Dumnezeu. Călătoria lor prin pustie, plecând din Egipt până în Canaan, a durat 18 luni, adică un an și jumătate. Practic, călătoria aceasta presupunea aproximativ 300 de mile, 400 și ceva de kilometri. Ea a durat în sine doar o jumătate de an, 6 luni, pentru că un an de zile au stat la muntele Sinai să primească decalogul, legea. O jumătate de an au călătorit, un an au stat așteptând legea, deci din Egipt până în Canaan au făcut un an și jumătate. În această perioadă de un an și jumătate, Dumnezeu doar cu ei, fără egipteni, fără religiile egiptene, doar cu ei, unde nu mai era nimeni decât pustiu și cer, a avut posibilitatea să investească în ei și să implice într-un proces de restaurare, de reabilitare.
de ridicare, de educare. Dumnezeu s-a implicat ca să ridice națiunea aceasta, să o fortifice și să-i dea valoare. Și uitați ce metode a folosit Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu le descoperă numele Său, persoana Sa și caracterul Său. Atunci când Dumnezeu stă de vorbă cu Moise, care devine liderul poporului, îi spune, nu te apropia de locul acesta unde eu sunt cu tine, pentru că e sfânt. Dintr-o dată pentru Moise apare cuvântul sfânt. În Egipt, cuvântul sfânt n-a existat niciodată cu înțelegerea care a existat acum când îi vorbește Dumnezeu. Sfânt pentru egipteni însemna religios. Ei se închinau la râul lor, Nil, se închinau la broaște, se închinau la vacă, se închinau la tot felul de obiecte. Acum Dumnezeu formulează expresia sfânt pentru prima oară în viața lui Moise, cu un alt înțeles. Și Moise este surprins de acest Dumnezeu care vorbește cu el, pentru că caracteristica fundamentală a lui este sfințenia. Apoi, caracterul său, Dumnezeu spune, am văzut durerea voastră și vreau să vă fac dreptate. Ce caracter ales, milos, ce caracter bun are Dumnezeu dacă e interesat de durerile noastre. Noi căutăm pe cineva care să aibă interes pentru nevoile și durerile noastre. Ei, Dumnezeu se prezintă ca Dumnezeul care e interesat de tine și îți cunoaște toate nevoile și se va implica cu putere supranaturală ca să-ți împlinească nevoile. Apoi, numele Său, Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt Iahve, Jehova. Eu sunt Dumnezeu. Apoi, intenția Sa, m-am coborât la tine cu intenția să te folosesc ca și lider, ca și căpetenie peste națiune, pentru că vreau să scot națiunea din prizonierat, din condiția de sclavi. Ce simte un pușcăriaș, o persoană care e în închisoare, când află vestea că deși mai are 5 ani să rămână în închisoare, a fost grațiat, i s-a anulat pedeapsa, ce simte? Sare de bucurie. Ce simte un popor de sclavi care avea cicatricea bicelor pe spate că nu fac un număr suficient de cărămizi, care erau bătuți, care își vedeau copilașii de parte bărbătească cum erau omorâți și aruncați în apă ca să nu se facă un popor puternic, care tot timpul erau biciuiți și nedreptățiți. Ce simte când aude, sunteți liberi, nu trebuie să mai strângeți paie, nu trebuie să mai faceți cărămizi, sunteți liberi. Vă puteți imagina ce mesaj extraordinar a transmis Dumnezeu lui Moise? Când Moise a auzit mesajul acesta și a dat seama ce fel de persoană este acest Dumnezeu, că e sfânt, că este bun, că este milos și că are putere să-i scoată din mâinile celui mai puternic om al vremii, Faraon. Aceasta a făcut Dumnezeu în primul rând. A explicat poporului cine este el, care sunt posibilitățile lui, care sunt resursele lui și că el nu stă în drum de nimeni. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a spus poporul următorul lucru. Eu pot să fac orice, nimeni nu-mi stă în cale, vă rog frumos să nu mai aveți frică. Știu că vă e teamă de bici. Vă e teamă de liderii care vă bat mereu. Știu că nu mai aveți nicio speranță. Știu că urâți autoritatea. Știu că îi urâți pe lideri, pe egipteni. Știu că sunteți niște oameni nemulțumiți, frustrați și neîmpliniți. Dar ascultați-mă, eu vin cu gânduri bune la voi, eu vă iubesc. Eu vreau să vă duc într-o țară unde să fiți fericiți, nu robi. În primul rând, acest mesaj a fost mesajul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu îi eliberează după 430 de ani de emigrație care s-a transformat în robie în Egipt. Imaginați-vă că cultura lor, limba lor, religia lor, obiceiurile lor, bucătăria lor, relațiile lor, toate, absolut toate în această perioadă s-au mixat, s-au amestecat cu ale egiptenilor și după o perioadă de 430 de ani nimic nu mai era specific evreiesc. Apoi, Dumnezeu folosește supranaturalul ca să convingă poporul că el are putere deplină și că face ce vrea. Folosește supranaturalul în religia egiptenilor. Aduceți-vă aminte, puterea lui Dumnezeu este mai mare decât a vrăjitorilor egipteni.
Sclavii aceștia evrei nu credeau că există cineva mai puternic decât vrăjitorii egipteni. Și dintr-o dată, puterea lui Dumnezeu implicată în destinul lor a devenit mai mare. Ei au fost foarte impresionați. Dar nu numai în religie, ci și în moarte s-a implicat Dumnezeu. Timp în care primul născut al egiptenilor a murit, primul născut al evreilor a trăit. Vă imaginați ce impact pozitiv a avut asupra adulților, asupra părinților acest eveniment? Dar nu numai în religie și în moarte s-a implicat Dumnezeu. Dumnezeu s-a implicat în viața regelui Egiptului. Faraon făcea ce vrea în lume. Ei, Dumnezeu l-a înfrânt și a scos această putere de muncă obligat din mâna lui Faraon, învingându-l, punându-l la podea. Dar nu numai atât, Dumnezeu a înfrânt armata egipteană. A necat-o în Marea Moartă, efectiv, în Marea Roșie. Dumnezeu s-a luptat și cu natura. Când sclavii evrei ajung în mare, la marginea mării, pe mal, Dumnezeu le spune, treceți. Cum să trecem prin apă? Treceți pentru că, efectiv, apa se dă la o parte și se face ca un drum, cum faci drum prin zăpadă. Și așa vor sta pereții de apă la stânga și la dreapta, cum stă zăpada când o mare mașină de specialitate vine și face drum, face pârtie pe o șosea foarte înzăpezită. Ei, oamenii aceștia văd puterea lui Dumnezeu în religie, văd puterea lui Dumnezeu în armată, văd puterea lui Dumnezeu în natură, văd puterea lui Dumnezeu în viața regelui, văd puterea lui Dumnezeu în legile naturii, văd puterea lui Dumnezeu în protecția pe care Dumnezeu le oferă lor. Pe drum au venit tot felul de armate, de grupuri de gherilă și au încercat să-i atace, să-i omoare. Și Dumnezeu se lupta cu armatele acestea și cu o putere supranaturală îi omora pe toți și ei se duceau liniștiți înainte. Ei aveau după ei copii, femei însărcinate, bătrâni, bolnavi. Erau un popor de aproximativ între 2 și 6 milioane. Dar nu erau numai bărbați. Imaginați-vă ce greu era să mergi prin nisip cu această complexitate de oameni. Erau bunici, erau părinți, erau tot felul de oameni, care de care mai bătrâni, mai bolnavi, mai neputincioși. Unul striga după apă, unul după mâncare, unul spunea îmi naște soția, unul spunea mi-a murit mama. Imaginați-vă ce era acolo. Și totuși, Dumnezeu i-a protejat în ciuda faptului că erau vulnerabili la o armată bine pregătită în condițiile în care erau ei. Mai mult de atât, Dumnezeu le face dreptate. Ori de câte ori în mijlocul poporului se naște o nedreptate, un conflict, o răzmeriță, o dezbinare, Dumnezeu se implică și face dreptate. Însă poate mai mult decât orice altceva, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul poporului în această perioadă de un an și jumătate, i-au convins că Dumnezeu nu este un om, că este o ființă supranaturală, care are resurse infinite, care poate să facă absolut orice vrea și cu natura, și cu oamenii, și cu orice. El face orice dorește. Ei bine, în această perioadă de un an și jumătate, această generație de robi evrei, care se îndreptau spre libertate, s-au convins că Dumnezeul lor are putere supranaturală. Dar un alt lucru pe care îl face Dumnezeu este faptul că îi organizează. Le dă legi ceremoniale pentru viața spirituală. Le dă legi civile pentru viața socială și juridică. Le dă legea morală, decalogul, cele 10 porunci scrise pe 2 bucăți de piatră, pentru relația spirituală cu Dumnezeu. Și ultimul lucru, Dumnezeu le dă lideri care îi organizează și care îi conduc în toate lucrurile. Ei, dintr-o dată, poporul acesta dezorganizat, analfabet, speriat, răzvrătit de sclavi, devine o națiune organizată, cu legi, cu statut, cu reguli, cu lideri. Era Moise și la fiecare 50, 100, 1000 de oameni existau tot felul de lideri, tot felul de lideri, care răspândea autoritatea începând de la Moise până în coada poporului. Aceasta este expresia biblică în sensul de partea din urmă a poporului. Dumnezeu într-un an și jumătate și-a timp să-i educe, să-i organizeze, să-i ridice, să-i încurajeze și să-i convingă că El este Dumnezeu și nimeni nu stă în fața Lui. Și acum poporul învață lecția. Noi avem un Dumnezeu care poate să bată pe oricine, care poate să învingă pe oricine, care poate să dea apa la o parte sau poate să aducă din piatră apă. Aduceți-vă aminte, erau însetați și din piatră iese apă. Vă puteți imagina ce impact a avut asupra acestor oameni când au văzut că Dumnezeul lor poate să scoată din piatră apă? Și niște păsări care zburau, niște prepelițe, un fel de porumbei mai mici,
care zburau, pur și simplu s-au prăbușit amețite lângă ei, cu grămada, un număr mare, în așa fel încât au putut să mănânce carne după dorință, când oamenii aceștia au văzut că cele mai mici mofturi le-au fost împlinite de Dumnezeu în pustie, de unde să iei tu apă în pustie? De unde să mănânci tu grill, prepelițe? Și totuși, aceste mofturi Dumnezeu le-a împlinit pentru ca să-i educe poporul și acest popor speriat să fie convins că Dumnezeu îi iubește. Să nu mai fie răzvrătiți și nemulțumiți. Răzvrătirea și nemulțumirea este expresia fricii. Dumnezeu, Moise și noi în această seară, la ce ne-am așteptat după această perioadă de educație intensivă în mijlocul acestui popor? La ce ne-am așteptat? Ce ar fi trebuit să se întâmple în mod normal? Să se schimbe. Ce fel de oameni au fost? Am spus ce fel de oameni au fost. În ce fel s-a implicat Dumnezeu să-i transforme? Am spus în ce fel s-a implicat Dumnezeu să transforme. Acum Dumnezeu aștepta rezultatele. Însă rezultatele întârzie. Ce istorie tristă. Ce investiție zadarnică a lui Dumnezeu. Ce dezamăgire. În al treilea rând, vreau să prezint dovezi că poporul nu s-a schimbat. În timpul călătoriei, datorită mediului și factorilor de influență, se conturează pe o nouă personalitate a acestor oameni. O persoană adultă, în general, este rezultatul la două componente. Partea nativă cu care se naște, zestrea genetică pe care i-o dă Dumnezeu prin naștere la fiecare individ, și sistemul de educație care, alături de zestrea nativă, formează personalitatea. Orice om este rezultatul acestor două componente. Zestrea nativă cu care se naște și sistemul de educație care i-a afectat copilăria și a așezat în mintea lui tiparele de gândire care se manifestă prin comportamente, prin atitudini și dau naștere la un anumit tip de individ. Hoț sau cinstit, rău sau bun, credincios sau păgân și așa mai departe. Adevărata schimbare a unui om nu este schimbarea care se face la nivelul manifestării, comportamente și atitudini. Aceasta poate să fie falsă. Adevărata schimbare nu se face la nivel de atitudine și comportament exterior, ci se face la nivel interior, la nivelul tiparelor de gândire care sunt baza ce se exprimă prin comportament și manifestare, prin comportament și atitudine. Dacă un om nu schimbă tiparele de gândire din minte, care și le-a format în primii ani de viață, datorită educației familiei, bisericii, anturajului, televizorului, cărților, computerului și tot ce a văzut el în copilărie, tot ce vede un copil în copilărie până la 2 ani, până la 7 ani și în final până pe la vreo 12 ani, formează tipare de gândire. Tiparele de gândire sunt stâlpii personalității umane. Restul vieții un om se va comporta în funcție de aceste tipare de gândire. Atitudinile sunt dictate de tiparele de gândire. Comportamentul exterior, vorbele lui, atitudinile lui, felul în care se manifestă, este dictat de aceste tipare de gândire. Ei bine, tiparele de gândire ale acestor oameni au fost formate în Egipt. Bătuți se uitau cu ură la oamenii aceia și tiparul de gândire din inima lor a fost: mă răzbun eu odată pe tine. Ah, nu mai te pot înghiți, nu te pot suferi. Odată dacă te prind la întuneric, îți bag biciul pe gât, te omor, îți omor familia. Acestea au fost tiparele de gândire care s-au format, care au format personalitatea acestei generații. E adevărat, devenind adulți, Dumnezeu i-a implicat într-un proces de reeducare. Însă marea problemă este că odată cu trecerea anilor, înaintarea în vârstă, și defectele și calitățile unui om se amplifică. Și dacă un om are anumite defecte și nu și le schimbă în tinerețe, în calități, și așteaptă să treacă de 30, 40, 50 de ani, e lucru mare dacă se mai schimbă. Aceasta a fost situația acestor evrei. Dumnezeu le-a dat legi,
Dar legile n-au schimbat tiparul lor de gândire, au schimbat doar o atitudine exterioară. Însă în interior ei aveau aceea structură păcătoasă. Erau la fel de răzvrătiți. Și acum aș vrea să privim, frați și surori, așa cum spuneam, dovezi că poporul acesta în mod ciudat nu s-a schimbat. Deoarece educația pe care Dumnezeu le-a făcut-o în toate sferele explicate mai devreme n-a schimbat tiparele lor de gândire, adică stâlpii personalității unui om din interior, baza, ce a schimbat manifestarea. Un om își poate schimba manifestarea de ochii oamenilor, dar în interior el e ipocrit, că e tot rău. Tiparele de gândire încă nu s-au schimbat. Dacă nu schimbă Dumnezeu tiparele de gândire ale unui om în mod supranatural, prin nașterea din nou, singurul proces de schimbare a tiparelor de gândire este nașterea din nou. Ceaușescu, cu toată securitatea lui, a încercat să facă o Românie nouă, oameni noi. Cuvântul acela era enervant. Omul nou, omul nou. Care e omul nou din România? Că ne chema, stăteam pe marginea, pe trotuare, pe marginea străzilor, băgați unul în altul, înghesuiți ca niște pești în conservă și băteam din palme și spuneam: Ceaușescu! Care a fost rodul acestei minciuni? În interior era ură. În interior era răzvrătire, era nemulțumire, scrâșneam din dinți în timp ce cântam. Acestea au fost tiparele de gândire. În afară, Ceaușescu, Ceaușescu, dar asta era ipocrizie, era politică, era diplomație. Așa s-a întâmplat cu acest popor de sclavi. Au fost formați cu biciu, într-o atmosferă de ură. Resentimentele domina viața lor. Și când Dumnezeu a încercat să implice într-un proces de reabilitare, oamenii aceștia și-au schimbat comportamentul exterior, de fațadă, dar în interior au rămas aceiași oameni. Haideți să observăm dovezile la ceea ce am afirmat. Priviți, vă rog, un eveniment din călătorie. Numeri, capitolul 11, versetele de la 1 la 3. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului. Este extraordinară această afirmație. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit, Domnul s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte a taberei, nemulțumirea. Caracteristica fundamentală a acestor sclavi când au fost în Egipt era nemulțumirea. De ce mă bați, măi? De ce mă loviți cu biciu? De ce mă pui să fac mai multe cărămizi? De ce mi-omor băieții când nevasta îmi naște un băiat? De ce nu mă las să mă întorc în țara părinților mei? De ce nu mă las să mă închin lui Dumnezeu? De ce mă obligi? De ce mă bați? Ție îți place să fii liber? De ce te porți cu mine ca cu un animal? Nemulțumirea a fost caracteristica fundamentală a existenței lor în Egipt. Ei, uitați că această nemulțumire răbufnește, adică reapare în pustie. Ei care erau bătuți zilnic și mâncau nimic și făceau toată ziua cărămizi, Dumnezeu îi răsfață în pustie cu apă din piatră și cu prepelițe care cad din cer, îi ocrotește, îi binecuvintează, face minuni în mijlocul lor. Și uitați cum califică Dumnezeu atitudinea lor de mulțumire, de recunoștință. În gura mare au cârtit împotriva Domnului. Rămâi paf, dacă îmi permiteți expresia. Cu alte cuvinte, iei un copilul străzii din canal, care se hrănește cu aurolac, care miroase de nu poți să stai lângă el, care n-a mai mâncat, poate n-a mâncat niciodată dintr-o farfurie și nu știe ce e aia lingură și furculiță, îl iei la tine acasă, îl speli, îl trimiți la școală, îl înfiezi, îl faci copilul tău și ăsta se uită la tine peste două luni de zile și te înjură exact cum îl înjura pe fostul lui coleg de canal. Poftim! Nemulțumirea a rămas în inima acestui popor. Acum e timpul să revenim la întrebarea care e subiectul central al predicii. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Dumnezeu v-a scos din Egipt, din nemulțumirea care ne caracteriza în România, că nu ne lasă Ceaușescu să fim liberi și să purtăm blugi.
Fugeam la turci sau la unguri să ne cumpărăm blugi. Și era luxul numărul unu în vremea copilăriei mele să ai blugi și geacă. Era de-aia înfoiat așa, nu știu cum să explic, bufantă. Cine avea din aia era extraordinar, toată lumea se uita după el, blugi și geacă. Și am auzit noi că în Occident toată lumea are blugi și geacă. Și am zis noi, acolo trebuie să mergem. Și ne-a adus Dumnezeu într-o țară unde nu ne mai bate nimeni. Că dacă cineva încearcă să ne bată, avem avocat. Și ne-a adus Dumnezeu într-o țară unde am lăsat bicicleta și motorul, cei care am avut luxul să avem motoare în România, și acum ne scăldăm în tot felul de mărci, de mașini. Și ne-a adus Dumnezeu într-o țară unde din robi am ajuns șefi. Și acum se uită Dumnezeu la noi și ar vrea să aibă, să vadă în noi o atitudine de recunoștință, ziua și noaptea. Ah, Doamne, nu știu cum să-ți mulțumesc. De ce ai nevoie? Poporul tău de ce are nevoie? Doamne, îmi vând cămașa, îmi dau haina. Ce ai făcut tu pentru mine, fac eu pentru tine. Doamne, din demnitate n-am să mă las, te iubesc din tot sufletul meu, ca pe lumina ochilor mei te iubesc. Păi ce ai făcut tu pentru mine și pentru casa mea? Să-mi fie rușine, Doamne! Ciudat. Nemulțumiri, din doi oameni, trei nemulțumiri. Unul e nemulțumit de una, unul de alta, că nu știu ce n-ai făcut, că nu știu ce ai făcut, că nu știu cum, că nu știu ce. Ceea ce caracterizează poporul este nemulțumirea. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, oricum, altfel decât nemulțumiți? Pentru că ne-a scos Dumnezeu din rușine, ne-a scos Dumnezeu din frustrare, ne-a scos Dumnezeu din iad, ne-a scos Dumnezeu dintr-un mod de străbălat de viață și ne-a adus în biserica protejată și binecuvântată de El. Noi n-avem dreptul să fim nemulțumiți. Spune cuvântul, nemulțumiți în gura mare, gură mare. Tot felul de nemulțumiri. E prea puțină căldură, e prea multă, e prea puțină lumină, e prea multă, e prea mic sanctuarul, prea mare, e prea lungă predica păstorului, e prea scurtă, e prea tare fanfara, e prea moale, e prea nemulțumiri peste nemulțumiri. Cum ajungi aici, ești împușcat. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Frați și surori, dacă acest cuvânt este de la Dumnezeu, și nu ține în cont de el. Uitați-vă la mine dacă puteți. Cuvântul acesta ne va condamna și mergem în talpa iadului, așa cum îmbătrânim în adunare. Dacă îmbătrânim și o viață întreagă nu reușim să ne lăsăm de nemulțumire și toată ziua ne comportăm ca un popor care niciodată nu ne-am întâlnit cu Domnul și am stat doar cu faraon și cu logofeții lui care ne-au biciuit toată ziua. E adevărat că am fost nedreptățiți în viață, dar vă întreb, așa ne-a învățat pe noi Iisus să fim? Ce justificare avem pentru nebunia nemulțumirii decât firea și invidia care ne poartă? Iubit popor al Domnului, eu vă vorbesc cu durere și vă vorbesc cu drag, cu mult drag. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Uitați-vă la poporul acesta. I-a luat Dumnezeu de nicăieri, le-a dat demnitate, i-a educat. Și când se aștepta Dumnezeu să aducă roadă, au făcut struguri sălbatici. Permiteți-mi expresia, Dumnezeu s-a enervat, s-a mâniat. Mergem mai departe. Ne uităm la o altă atitudine. Dar, numai un pic să mă întorc. Nemulțumirea aceasta nu are legătură cu oamenii, ci are legătură cu împrejurările, trebuie să spun asta. Ei n-au fost nemulțumiți pe oameni, ei au fost nemulțumiți pe împrejurări. Întotdeauna nemulțumirea nu are legătură cu oamenii, ci are legătură cu împrejurările. Cu oamenii se numește critică, cu împrejurările se numește nemulțumire. Să stabilim acești termeni. Mergem la evenimentul numărul 2 și citim cuvântul Domnului. Numărul 11, ne mutăm acum 32-34 și citesc. În ziua aceea, toată noaptea și în ziua următoare, poporul a strâns prepelițe. Dumnezeu s-a supărat, din nou s-a apucat să lase foc între ei și să-i omoare
Și locul acela a fost numit mormântul lăcomiei. Ce s-a întâmplat? Ca unii care ar fi trăit în lux în Egipt, acum vreau carne. Și Dumnezeu le face moftul ăsta și le dă carne. Știți ce fel de carne le-a dat? Prepelițe, niște porumbei, care efectiv așa amețiți cădeau între ei. Știți cât timp a strâns prepelițe? Eu citesc Biblia de 20 ceva de ani și până acum câteva zile n-am observat cât timp am strâns. Puteți să mă credeți că m-am oprit și am făcut așa. Nu știu careva dintre dumneavoastră, dacă nu veți repeta gestul meu, știți cât timp au strâns ăștia prepelițe? 2 zile și o noapte. Azi, toată ziua, la noapte și mâine toată ziua. Băi, frate, lasă-mă în pace. Ai o nevastă și 2-3 copii? Spune că au strâns prepelițe și le-a întins, așa, în afara taberei, le-a întins. Probabil că aveau fiecare câte 5-6 rânduri, așa, ca via, ca și porumbul. Lacomi. Păi ăștia au fost niște oameni amărâți. Ăștia n-au avut ce băga în gură. Și acum când au dat de carne, frate, 2 zile și o noapte au strâns carne, până când Dumnezeu a spus, sunteți sub orice critică. Sunteți de tot râsul. Și Biblia ne spune că Dumnezeu s-a mâniat din nou. De ce? Datorită lăcomiei. Ce au spus ei? Acum, fraților, că Dumnezeu e rău și nu ne mai dă. Acum! Acum că le congelăm, le afumăm, le facem ceva, să ne ajungă până murim. Judecată de oameni care se încred în Dumnezeu. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Mă, omule, dacă Dumnezeu a făcut să cadă prepelița astăzi, fii-mă liniștit că face și mâine. Mergem să observăm un alt eveniment. Citim din Numeri 12, versetele 1 la 12. Maria a vorbit împotriva lui Moise, din pricina etiopiencei pe care o luase de nevastă. Numai prin Moise vorbește Domnul? Ce, prin noi nu vorbește Domnul? Acum vreau să fac o paranteză și să demasc o metodă a diavolului de a ataca liderii. Moise era un om respectat, corect? Maria nu putea să meargă în popor și să zică, ce mă, numai Moise conduce, că poporul o omora cu pietre, că îl respecta pe Moise. Știți ce a făcut? O metodă drăcească. Mai întâi n-a lovit în poziția lui Moise, că poporul o aranja, dar a lovit în persoana lui Moise și l-a descreditat. A spus, ăsta neînfrânat, ăsta stricat, ăsta de frate meu și a luat o etiopiancă. Ăsta nu merită respectat. N-a zis nimic de poziția lui. Mai întâi a atâțat poporul împotriva lui ca să nu-l mai înghită, să-l scuipe din gură, dacă îmi permiteți expresia, să-l scoată din inimă. Și a zis, Moise, du-te și cu Moise, că m-am săturat eu și de Moise. Și când a văzut ea că poporul acum începe să se îndoiască și să nu mai aibă respect pentru Moise, acolo a venit cu poziția. După ce că s-a însurat cu aia, numai el vrea să conducă, pe noi nu ne lasă. În sfârșit, v-ați pus focul. De fapt, ăsta era focul, nu etiopianca. Etiopianca a fost doar metoda. Frați și surori, uitați-vă bine la mine dacă puteți. Eu sunt un om din carne și s-ar putea mâine să nu mai fiu în viață. Eu nu sunt veșnic la amvonul ăsta. Nici nu sunt de la începutul bisericii și foarte probabil că dacă nu vine Domnul într-un viitor, nu știu cât de apropiat, nici nu voi fi până la sfârșitul ei. Soarta mea, ca așa dumneavoastră, e mâna Domnului, dar vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna diavolul cel mai mult lovește în mine și în oamenii aceștia de aici. În primul rând. Dar el știe că biserica ne respectă, nu că suntem grozavi, ci datorită ostenelii noastre în Evanghelie. Atunci însă, mai întâi încearcă să ne compromită. Și după ce ne-a compromis, indiferent că are dreptate sau nu, aruncă o umbră de îndoială asupra demnității și integrității noastre. Ei, în momentul în care dumneavoastră vă puneți semne de întrebare dacă noi suntem cinstiți sau necinstiți, atunci e momentul să vină diavolul și să spună, bă, frate, schimbați-l, bă. El nu spune schimbați-l când îl respectați, că nu-l schimbă nimeni pe un pastor respectat. Dar mai întâi lovește în imaginea lui, o cioplește toată ziua. Dacă vrei să duci o piatră de aici, peste drum la centru creștin, vrei să o duci că-i mare, nu poți. Dar știi ce faci? Îți iei o daltă și un ciocan și o roabă. Și cioplești toată ziua. Dă-i. Și faci o grămadă de pietre, le pui în roabă și tic-tic-tic la centru creștin. Te întorci iar și iar tic-tic-tic-tic o roabă și o duci. Și în vreo 3-4 luni de zile, așa cu roaba,
piatra aia mare, făcută bucăți de aici, să o vezi dincolo. Oameni buni, la vârsta la care noi suntem, ar trebui să gândim matur și să observăm adevăratele motivații ale unor acțiuni care se întâmplă între noi. Eu nu spun aceste cuvinte ca să-mi protejez slujba, că dacă Dumnezeu mă vrea aici, nici buș nu mă dă la o parte. Iar dacă Dumnezeu vrea să mă dea la o parte, nici buș nu mai mă ține aici. Vreau doar să vă spun un lucru. Diavolul așa lucrează. Mai întâi ponegrește, spune nu-i bun de nimic și la urmă, de ce îl mai țineți mă acolo, că oricum nu-i bun de nimic. Așa a făcut Maria. Era soră. Păi cum, domne, soră mea să-mi facă asta, în cine să mai ai încredere? Uitați-vă un pic la mine să vă spun un secret. În nimeni, decât în Sfântul lui Israel. Cine își pune încrederea în muritor e un om blestemat. Și vreau să mă apropii de încheiere, spunând ultimul lucru. Este incredibil. Este incredibil pentru mine. Un an și jumătate îi duce Dumnezeu prin pustie, văd minunile lui Dumnezeu și acum ajung pe malul Iordanului. Era Iordanul și peste Iordan era țara. Wow! Țara! Fiecare spunea, hei nevastă! Ioane, Marine, Gheorghe, Petru, vino repede! Se vede țara, băi, se vede țara! Veniți repede să vedeți! Acolo ne duce Dumnezeu! Și toți se uită, țara, wow! Doar cursul de apă Iordanul îi despărțea și intra în țară. Un pas. Hotărăsc ei atunci să trimită niște spioni, 12 la număr, Iosua, Caleb și încă 10. Și se duc ăștia 12 și 40 de zile iscodesc țara, adică se uită să vadă, se poate, nu se poate, cum, pe unde. Se întorc peste 40 de zile, Iosua și Caleb se duce la Moise și spune, domnul Moise, e o țară minunată, intrăm în ea, că Dumnezeu care ne-a păzit la Erihon, peste tot, ne păzește și acolo. Măriți să fie Domnul. Dar ăilalți 10 spun, băi, bă, voi n-ați mai spionat în viața voastră, voi nu vă pricepeți la spionaj, stați mă acolo și vedeți-vă de treabă. Noi suntem cu experiență și uite cum trebuie să spunem. Domnule Moise, e adevărat, domne, țara e bună, dar fii atent, în țară sunt uriași și dacă noi intrăm în țară, ăștia ne mănâncă. Concluzia, domnule Moise, ne întoarcem înapoi. Biblia spune următorul lucru. Când a auzit poporul, toată noaptea a plâns. Imaginați-vă milioane de oameni care își smulgeau părul, hainele, un an jumate au sperat în sfârșit că sunt liberi, că intră într-o țară și sunt fericiți. O să se așeze fiecare cu nevasta lui și o să aibă fiecare un măslin, viță de vie, și o bucată de pământ cu căsuță, cu pălimar, unde să bea ceiuc și să fie fericiți. Au visat un an jumate. Și acum vin ăștia 10 care le pun mâna la gură la ăia 2 cu un mesaj negativist. Ascultați-mă, dacă un popor poate fi trântit la pământ și opărit, să știți că poate fi cu negativism. Uitați cum e negativism. Ce cor e ăsta, mă? Ce grup de închinare e ăsta, mă? Ce pastor asistent, mă? Ce dirijor și fanfară? Ce tineret? Ce muzică? Ce direcție? Dom'le, în biserica asta nu-i bun nimic. Numai probabil că dacă l-am pune pe el păstor, atunci ar fi bun. Biserica dintr-o dată peste noapte ar deveni bună. Ce are fraților de nu-i bună? Nu te lasă păstorul să te rogi? Nu te lasă păstorul să faci donații? Nu te lasă păstorul să postești? Nu te învață păstorul să te sfințești, să te pocăiești? Care e problema? Problema e în spate, nu e în față. Și se numește invidie și verișorii. Oameni buni, negativismul ucide o biserică și strică orice motivație. Negativismul ia fiecărei persoane dorința să mai facă ceva. Negativismul e o mare nenorocire și un mare blestem. Uitați-vă că negativismul a stricat destinul acestor robi. Se uitau peste apă la țară și ăștia 10 l-au convins pe Moise și nu pe Moise l-au convins. Au convins poporul că dacă pun piciorul în țară îi mănâncă uriașii. Au zis Iosua și Caleb, mă oameni, dar
Un an și jumătate nu ne-a scăpat Dumnezeu. Nu s-a luptat Dumnezeu pentru noi. N-au căzut zidurile Ihonului. Ba da! N-a fost învinsă armata lui Cutare și împăratul Cutare? Ba da! Păi și atunci, de cine să ne temem, Domnul cu noi? Hai mă să intrăm, că nu ei ne mănâncă pe noi, Domnul-i mănâncă pe ei! Și ei spun, nu. Au băgat frica în popor, au atâțat poporul, au speriat poporul și toată noaptea poporul a plâns. Și spune Scriptura așa, poporul s-a ridicat și pe Iosua, pe Caleb și pe Moise și pe Aron au vrut să-l omoare cu pietre. Vă puteți imagina? Oamenii ăștia erau nevinovați. Au vrut să-i omoare cu pietre. Atunci Dumnezeu nu mai suportă. Până atunci n-a zis nimic. Acum Dumnezeu intervine și face următorul lucru. Stop! Nu mai intrați în țară! Persoanele de la 20 de ani în sus trebuie să moară. Vă întoarceți în pustie. Stați 40 de ani în pustie, câte un an, pentru fiecare zi din cele 40 cât a spionat țara. Pentru că în acești 40 de ani, toate persoanele de la 20 de ani în sus, care sunt adulte și acum au judecat strâmb și l-au mâniat pe Domnul și au vorbit în necredință, vreau să moară în pustie și vreau copiii voștri să intre în țară, că voi nu meritați. Și imaginați-vă coloana aia mare de oameni care se duceau încolo înspre fericire, că îi întoarce Dumnezeu. Și se duc din nou în pustie. Și acolo, uite așa fac în pustie. 40 de ani. Și unul câte unul, de la cei de la 20 de ani în sus, mor, că îmbătrânesc. Mor. Și se nasc copiii lor și devin adulți. Și Dumnezeu îi ia pe adulți ăștia, pe Iosua și pe Caleb. Și îi duce în țară. Fraților, este un mesaj dureros. Să fii sclav. Să-ți dea Dumnezeu oportunitatea să intri în Canaan. Și datorită la nemulțumire, datorită la lăcomie, datorită la critică și datorită la îndoială și necredință, să te întoarcă Dumnezeu înapoi, în pustie, și drumul spre cer să nu se mai termine niciodată. Nu e nimic mai dureros pentru un creștin, pentru un pocăit, decât drumul spre cer să nu se termine niciodată. Datorită unor tipare de gândire de care omul acela nu vrea să se pocăiască. În seara aceasta mă uit la dumneavoastră ca la frații mei în Domnul și vă întreb următorul lucru. Ce fel de oameni ar trebui să fiu? Uită-te, te rog, în viața dumitale. Există nemulțumire? Pe anumite împrejurări, pe anumite lucruri, pe anumite decizii. Uită-te în viața dumitale. Există lăcomie? Uită-te în viața dumitale. Există critică? Critică pentru păstor. Te miri? Am auzit că, multe mai auzi. Mai vezi de treabă. Mai roagă-te. Există îndoială. Nu cred eu că lucrează Domnul aici. Nu, mergem dincolo, că dincolo lucrează Domnul. Săraci oameni. Păi dumneavoastră credeți că Dumnezeu a pus harul în buzunarul meu sau în buzunarul alt păstor și când vreau îl scot, când nu, nu? Mă, oameni buni, când un om se roagă, Dumnezeu îl ascultă, indiferent în ce sanctuar e, dacă se pocăiește. Fraților, harul nu-l dă biserica și păstorul. Harul dă Dumnezeu. E adevărat că orientarea bisericii și direcția păstorului, atmosfera lui spirituală sunt importante. Aș vrea să vă chem în seara aceasta la o atitudine fundamentală de trezire. Însă eu știu că sunt și oameni, pot fi oameni atât de împietriți, încât nici în urma la un astfel de mesaj aproape insuportabil, atât de direct este spus, încât nici măcar acum nu vor să se schimbe. Mă uit la dumneata în această seară și spun următorul lucru. Uită-te la mine. Noi amândoi avem șansa să mergem în cer. Dar crede-mă că noi amândoi avem șansa să nu mergem niciodată în cer. Ce fel de oameni ar trebui să fim ca să mergem? Aș vrea să vă întrebați, nu în dreptul meu, în dreptul dumneavoastră, ce fel de oameni ar trebui să fiți? Să vezi tu Canaanul cu ochii și Dumnezeu să te întoarcă înapoi și să-ți spună,
du-te în pustie, acolo stai 40 de ani pentru că vreau să mori. Și după ce tu mori și copiii tăi devin adulți, de-abia atunci pe copiii tăi și pe Iosua și pe Caleb, din respect pentru încrederea care m-a onorat, datorită faptului că v-ați îndoit de promisiunile mele, nu vă vreau în Canaan, nu pot să populez cerul cu oameni ca voi, sunteți incompatibili. Un an și jumătate v-am oferit mărturia mea, bunătatea mea, iubirea mea, v-am arătat câtă putere am, că nimeni nu stă în fața mea. Iar voi m-ați dezonorat în fiecare zi, spunând că nu sunt în stare să vă păzesc de uriașii ăia. S-a dus timpul, fraților. Aș vrea însă să vă invit să ne rugăm, pentru că există speranță în sufletul meu, că așa cum eu sunt sensibilizat de acest mesaj dureros, și dumneavoastră care sunteți oameni și vă doriți mântuirea sufletului, sunteți la fel de sensibilizați. Aici vor fi două categorii de oameni din punct de vedere al slujirii mele. Oameni care în seara aceasta vor să se pocăiască și dacă ești aici, te rog frumos, pregătește-te să faci lucrul acesta. Și doi, oameni care, deși sunt pocăiți, au tipare de gândire, necredință, critică, lăcomie sau îndoială. Și când vor fi să intre în țară, Domnul spune, înapoi, pentru tine pustia este locul unde vei muri. Aș vrea să vă invit spunându-vă următorul lucru. Dacă sunt aici astfel de frați care întotdeauna au avut astfel de tipare de gândire sau în timp au apărut în viața lor, vă cer în numele Domnului să vă pocăiți. Vreau să ne rugăm pentru asta. Vreau să ne rugăm pentru asta. Permiteți-mi să vă invit să vă aplecați capetele. Vă rog, faceți lucrul acesta în încheierea serviciului divin. Este aici cineva care are puterea, acum când nu te vede decât Domnul, să facă un gest al credinței, al pocăinței, ridicând o mână pentru ca Dumnezeu să-l ierte și să-l binecuvinteze? Te rog frumos, ai îndrăzneala și fă lucrul acesta. Mulțumesc tuturor, ne rugăm împreună. În al doilea rând, este cineva aici care în această seară, 14 octombrie 2007, vrea să se pocăiască, să-și deschidă inima pentru Iisus? Dacă da, atunci te rog să ridici o mână. Vreau să fac o mențiune. Nu mă refer la cei care s-au mai pocăit cândva în viață. Nu mă refer la frați. Mă refer la persoane care nu s-au pocăit niciodată. Și în seara aceasta, pentru prima oară, vor să facă acest gest public de pocăință. Acum încă o dată te rog, dacă faci parte din această categorie, ridică o mână. Să vă invit să ne ridicăm în picioare. Există aici în față un prieten de-al meu, un prieten de-al fiului meu, un băiat ca dumneavoastră, un om ca noi, care vrea să-și dea inima Domnului. Probabil că pentru cineva nu înseamnă nimic, dar pentru mine înseamnă mult. Din mai multe motive și nu pot să vi le spun pe toate că nu-i timp. Vă spun doar atât. Eu într-o zi am fost pe banca aia unde stă el. Eu am simțit ce înseamnă să fii vinovat și să te cheme Dumnezeu să te pocăiești. De aceea vreau în seara asta să ne rugăm pentru acest tânăr bărbat. Aș vrea să te rog să vii aici în față. Să nu-ți fie jenă. Tu stai în mijlocul unor oameni care au făcut asta cândva, cu același sentiment de vinovăție și cu aceeași speranță. Tu nu te pocăiești pentru că ești criminal. Tu te pocăiești pentru că ești păcătos și pentru că vrei ca Iisus Hristos să te ierte. Crezi că Iisus Hristos te iartă? Vrem în seara asta să ne rugăm pentru tine și să devii fratele nostru. Să nu mai fii singur aici. În primul rând să știi că Dumnezeu te ia pe brațul său. Și în al doilea rând să știi că toată mulțimea asta de oameni vor deveni frații tăi în Hristos. Și împreună o să plângem și împreună o să râdem.
Și așa o să mergem spre cer și nu o să ne întoarcă nimeni înapoi de la Iordan. Iubit popor al Domnului, haideți să ne rugăm pentru acest bărbat, pentru că este ziua lui. Dacă mai sunt în sală persoane care în seara aceasta vor să se pocăiască, am să aștept 20 de secunde ca să aibă timp să coboare, indiferent dacă sunt la balcon sau în sală. Te rog frumos să nu cobori de dragul meu, eu nu am nevoie de gestul acesta. Dar dacă vrei să te pocăiești, Iisus Hristos te așteaptă. Iisus Hristos vrea să te ierte și vrea să te ducă în cer. Nu lăsa rușinea sau alte lucruri copilărești să te oprească. Nu-i vorba de pantofii tăi, e vorba de sufletul tău și de veșnicia ta. Noi suntem în fața unui Dumnezeu care iartă păcătoși și avem credință în Scriptură și în experiența altora care au fost deja iertați. De aceea vreau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce, să ne rugăm pentru acest tânăr bărbat, ca Dumnezeu să-i atingă inima. Iar dacă în sală mai sunt persoane care din anumite motive, din rușine sau din alte motive, nu au îndrăzneala să vină aici, Dumnezeu să fie bun și să-i cerceteze, să-i binecuvinteze și acolo unde sunt, să-i ierte. Iar dacă avem frați sau surori care, dacă nu se schimbă, vor fi întorși de la Iordan, în seara asta să ne rugăm pentru o schimbare puternică în viața lor, ca Dumnezeu să facă să nu rămână nicio unghie din ai noștri în pustie și cu toată casa noastră să moștenim împărăția. Haideți să ne rugăm Domnului împreună, să chemăm numele Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.